Portarul voinței Sibiu își dorește să revină la Târgu Jiu, însă oficialii sibienii nu vor să-i dea drumul. Ardelenii nu vor să renunțe la goalkeeper pentru că acolo se dorește promovarea echipei pe prima scenă a fotbalului românesc. David Lazar a intrat în vizorul conducerii clubului Gorjan după evoluțiile bune pe care le-a avut în tur. Am purtat discuții, două, trei runde de discuții, dar nu l-au acceptat. Vor ca Lazar David să rămână la Sibiu până la finele campionatului. Președintele executiv Eugen Pârvulescu speră că îi va convinge pe cei de la Voința să permită revenirea jucătorului. Situația tânărului portar încă nu este clară după cedarea lui Marius Popa la Ucluj. Pandurii au nevoie de încă un portar care să îl concureze pe Mingote între buturi. În același timp sper să ne înțeleagă. A plecat Marius Popa și avem și noi nevoie de serviciile lui Lazar David. Chiar antrenorul Petre Ghiruaș și spunea că pleacă cu șanse egale, plecăm în pregătiri și dacă o să fie mai bun o să apere. Eugen Pârvulescu a precizat faptul că dacă Voința Sibiu nu dorește despărțirea de Lazar, acesta nu poate părăsi gruparea deoarece ar putea fi suspendat dacă nu se prezintă la antrenamentele ardelenilor.